Suntem în cetatea eroului albanez Skanderbeg. Se pare că numele i-a fost dat de turci și provine din cele două cuvinte Alexandru cel Mare, pentru că l-au asimilat cu Alexandru cel Mare. Cu Iskander. Skanderbeg a fost fiul unui nobil albanez, crescut la curtea otomană și educat în spiritul religiei musulmane. Dar pentru că sultanul Murad al II-lea a încredințat altei persoane controlul asupra cetăților albaneze după moartea tatălui său, simțindu-se nedreptățit și profitând de cruciada întreprinsă în 1443 sub conducerea lui Iancu de Hunedoara, castriotii, și anume Skanderbeg, a considerat că a venit timpul să se libereze de subjugul otoman. Și cum anume a făcut, așa pe scurt, i-a unit pe toți prinții albanezi sub conducerea sa, astfel încât pentru prima oară se vorbește în istorie de o Albanie unită. A urmat bătălia Cerbei, victorii și înfrângeri, iar cetatea aceasta în care ne aflăm și-a căpătat reputația de cetate de neînfrânt. Am ajuns la prima poartă. Seamănă un pic cu porțile de intrare de la cetatea de vei, nu vi se pare? Uite, chiar și cu încăperile astea laterale. Și suntem înăuntru. Cetatea Cruja, văzută de sus. Și o privire de ansamblu asupra pitorescului oraș Cruja. Cruja este un oraș foarte drăguțel, îngrijit, curat și cam ca peste tot în Albania, se construiește foarte mult. Construcții noi, uitați și aici acest hotel cocoțat practic în vârful muntelui. Vedem și o moschee, pentru că până la urmă Albania este țară musulmană. Nu ne-a izbit foarte mult până acum acest lucru. În cele două zile petrecute până acum în Albania am văzut doar câteva doamne și domnișoare cu capul acoperit, iar în ce privește doamnele îmbrăcate în burca, am văzut o singură persoană. Nu se putea să venim până aici fără să vizităm muzeul pe care albanezii l-au ridicat în cinste eroului național Skanderbeg. Astăzi muzeul s-a putut vizita gratuit. Altfel, intrarea costă 500 de leca de persoană, dar vă spun, muzeul este extrem de frumos, de bine organizat. O să găsiți înăuntru tot felul de lucruri interesante, așa că merită să plătiți acest bilet pentru a intra în muzeu.
Sunt mulți vizitatori, am văzut și copii care au venit împreună cu profesorilor de la școlile din Albania. Iar cireașa de pe tort pentru noi a fost surpriza că la ultimul etaj al muzeului am descoperit un tablou al lui Iancu de Hunedoara. O cafenea drăguță chiar în curtea castelului Cruja. Curtea de la intrarea în cetate, plină de terase, restaurante foarte frumușele și magazine de suveniruri.